Linia verde se adresează cetățenilor români din diaspora, cei cetățenii care sunt plecați în sănătate, cetățenii ale căror drepturi sunt încălcate foarte des în sănătate. Avem foarte mulți români plecați acolo care au nevoie de anumite documente, ceea ce ne s-a spus nouă prin linia verde, prin telefonul care este conectat la diaspora, este faptul că se dau foarte multe telefoane la ambasade, la consulate, dar aceste telefoane, nu răspunde nimeni la aceste telefoane. Apoi, toate înscrierele se fac numai și numai online, când solicită informații pentru diferitele probleme cu care se confruntă, nu răspunde nimeni nici măcar la adresa de e-mail la care o trimit. De aceea, în această primă lună, am fost contactați prin cadrul acestei linii verzi de un număr de 465 de solicitanți. Mare parte din aceste solicitări au fost, să spun așa, rezolvate de către parlamentarii noștri care chiar s-au deplasat în teritoriu, au fost în Italia, în Spania și în Austria. Rugăm insistent Guvernul României prin Ministerul de Externe să rezolve această problemă, nu știu, probabil prin suplimentarea locurilor a membrilor ambasadelor și ale consulatelor, în așa fel încât cei peste 6 milioane de români care sunt înregistrați deja în diaspora să beneficieze de toate, nu știu cum să zic, facilitățile și drepturile pe care ar trebui să le aibă un cetățean român care lucrează în sănătate.